tuturor, eu sunt Stefano și eu am să vă citesc Sănătate fără medicamente. Bun. Iată probabil cea mai firească întrebare pe care și-o va pune, mai ales acel cititor perfect conștient că ne aflăm în plină era a medicamentelor de sinteză. Pam, pam, pam. Indigestia este o suferință cu durată de numai una, două zile, rare ori mai mult, ce se vine după mese copioase, mai ales cu alimente greu de digerat, ouă, carne grasă, maioneză. Asta se întâlnește mai ales la bolnavii de păcat, pancreas, stomac, etc. Bolnavii de indigestie se plâng de gură amară, greturi, dureri abdominale, diaree sau constipație, uneori febră și vărsători. Măsuri igienice. Evitarea alimentelor care se digeră greu. Interzicerea consumului de alimente suspecte de alertare. Măsuri imediate. Întreruperea alimentației și repaus la pat pentru formele severe. Provocarea de vărsători prin gâdilarea luetei, omușorului, cu vârful degetului sau cu coada unei linguri. Comprese calde pe abdomen cu apă simplă sau sărată. Se va bea puțin suc de lămâie pus în apă călduță. Remedii după încetarea vărsăturilor. Infuzie de flori de mușețel, 5-10 grame, capete la o cană de apă, o cană după masă, anason, 15 grame semințe zdrobite la un litru de apă. Se consumă caldă cât mai încet într-o singură dată, într-o singură zi. Melisă, 60 de grame flori și tijă la un litru de apă. Se consumă caldă încet într-o singură zi. Mentă, 20 de grame de frunze uscate la un litru de apă. Se consumă rece încet într-o singură zi. Alimentația se rea progresiv după o zi de regim hidric. Mai întâi cu supe, apoi piure de legume, bulion de praz, compoturi, pâine albă prăjită, carne fiartă, etc. Insolația. Survine după o expunere prelungită la soare, insolația se manifestă prin dureri de cap, amețeli, ochi împăianjeniți, congestia feței, iar în cazurile grave cu arsuri ale pielii, respirație zgomotoasă și chiar pierderea cunoștinței. Primul ajutor. Bolnavul va fi așezat într-un loc umbros și cât mai răcoros. Aplicare de comprese reci pe cap, abdomen și torace anterior. Aplicare de comprese reci cu apă și puțin oțet pe ceafă. Stropirea capului și a feței cu apă rece. Apoi ventilațiile cu un prosop câteva minute. Consum de băuturi reci cu puțină sare, de cafea concentrată sau de ceai. Băuturile alcoolice sunt interzise. Cazurile grave vor fi transportate la cea mai apropiată unitate sanitară. Pe drum va isprea un nas oțet pus pe o batistă sau o mână dintr-o sticluță. Insomnia. Prin insomnie se înțelege dificultatea de a dormi suficient pentru a permite organismului să se refacă complet. Un adult are nevoie de 6-8 ore de somn, iar copiii și vârstnicii de mai mult. Sunt însă și oameni care se scoală complet răscos după 1-4 ore de somn. Recordul în această privință a deținut-l pe Thomas Edison, care dormea numai 2 ore din 24. Au mai dormit puțin Virgiliu, Horatiu, Napoleon, Franklin, Truman, etc. Cauzele insomniei sunt destul de numeroase. Dormitul inconfortabil, pernă, saltea, acoperământ nepotrivite, zgomote sau frig excesiv, mese copioase seara, abuzul de cafea, de ceai, de pe psicola, sedentarismul unei boli, hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă, ulcerul în criză, astmul bronșic, bronșita cronică, enfizemul pulmonar, etc. Măsuri igienice. Îndepărtarea cauzelor amintite, dacă este posibil. Orele de culcare și de trezire să fie în fiecare zi aceleași. Camera de dormit trebuie să aibă o temperatură confortabilă după ce a fost bine aerisită. Săltea să fie confortabilă, nici prea tare, nici prea moale. Dormitul se va face cu capul spre nord, dacă sunt condiții. Patul fiind plasat cât mai departe de calorifer, sau de eventuale mașini electrice casnice.
Îmbrăcămintea pentru dormit să fie cât mai lejeră, de preferat cămașa de noapte. Poziția corpului în timpul somnului să fie cât mai comodă. În camera de dormit să fie întuneric, orice lumină de noapte fiind interzisă. Îndepărtarea surselor de zgomot și reducerea pe cât posibil a intensității lor. Televizorul nu va fi plasat în camera de dormit. După orele 17 vor fi evitate eforturile fizice și intelectuale. Înainte de culcare nu vor fi consumate băuturi alcoolice sau care conțin cafeina. În cursul serii nu vor fi frecvente localurile zgomotoase sau în care se fumează. Dormitul în timpul zilei, mai ales după amiază, trebuie evitat. Consumul de medicamente somnifere și tranquilizante trebuie evitat. Înlocuiți orele de insomnie cu activități relaxante, lectură, audierea muzicii preferate în surdină. Aceasta-i păpușa mea. Jackie. Pam, pam, pam. Bună. Și asta, popo, ea nu se numește Jackie. E doar Freddy. Eu și Freddy. Ia. Eu n-am nevoie de nume. Dar ce sunt în clown? Și trăiești bine. Și nu am probleme niciodată. Au, tocmai m-am împiedicat. N-am nimic. Pa! Dietoterapie. Alimente permise. Seara în cantități moderate, pâine, lapte, iaurt, carne slabă, brânză de vaci, miere, salată, ceapă, ridic, cei de tei, etc. Alimente interzise seara. Grăsimi, conserve, ouă, maioneză, băuturi alcoolice, etc. Hidroterapie. Baie caldă de mâini și picioare. 35 de grade Celsius, durată 5-10 minute. Baie alternată, 40-20 de grade Celsius, la mâini și picioare, de câteva ori. Baie alternată, 40-20 de grade Celsius, la șezut, durată 8, respectiv 3 secunde. Baie generală, 35 de grade Celsius, durată 10 minute. Comprese cu apă caldă aplicate pe ceafă pentru câteva secunde. Pot fi folosite și în timpul nopții când v-ați trezit din somn și nu mai puteți adormi. Una din procedurile menționate va fi executată seara înainte de culcare. Înecul. Se datorește umplerii plămânului cu apă inspirată de victimă. Survine și ca urmare a proprii activității inimii și a plămânului, în mod relax. La contact cu apă rece, mai ales când se produce brusc cu ocazia săriturilor. Primul ajutor. Dacă gura victimei este încleștată, ea va fi deschisă cu ajutorul cozii unei linguri introduse între dinți. Apoi limba înecatului, învelită într-o batistă și apucată între două degete, va fi trasă în afară, după care gura și nasul vor fi curățate de nisip. Aici sunt mucozități. Aceste operații vor fi executate foarte rapid. După aceea, victima va fi apucată pe la spate cu mâinile împreunate la baza toarea celui sub formă de cingă. Figura 39 sau va fi luată de spate, ținută cu capul în jos și scuturată de câteva ori. Dacă victima nu și-a recăpătat respirația, dar pulsul se mai simte încă, se recomandă efectuarea respirației artificiale de către o singură persoană, sau chiar două. O singură persoană poate folosi metoda scaffold, care constă din culcarea victimei cu fața în jos, scutarea ce pe un sul făcut din haine sau pătură, iar capul înclinat într-o parte și sprijin pe unul din brațe, în timp ce cealaltă este alungat pe lângă corp. Sărbătorul se așează în spatele victimei în genunchi, în nec. Încălecându-i coapsele și aplicându-i palmele la baza toracelui. În faza următoare se apasă cu palmele prin greutatea corpului timp de 3 secunde, numărând rar până la 3. Apoi se revine la poziția de plecare, fără a se desprinde palmele de pe spatele victimei.
Urmează o pauză scurtă, numărând până la 3, după care se presează din nou baza toracelui victimei cu revenire bruscă. Această manevrare de apăsare-relaxare se execută de 20 de ori pe minut. Dacă necatul nu are nici puls, nici respirație, îl trebuie întors cu fața în sus, pentru a i se efectua un masaj cardiac și respirație gură la gură sau gură la nas, stimulat de 2 salvatori sau numai de unul singur. În cazul necaților, insuflația trebuie să fie cât mai puternică pentru a învinge rezistența alveolelor și a apei din ele. Înțepătura de albină. Înțepăturile de insecte. Provoacă o durere sub formă de arsură, însoțită de rușeață și mâncărimi de piele. Fenomenele ce dispar după 24 de ore. În cazul mai multor înțepături, umflătura este mult mai mare, bolnavul prezentând în plus vărsături, accelerarea pulsului, tulburări respiratorii, tremurături, etc. La persoanele alergice, înțepăturile pot provoca uneori moartea, dacă nu se acordă primul ajutor de urgență. Apiterapie. Atenție! Pentru înțepăturile multiple, adresați-vă medicului. Înțepătura de viespe. Produce o durere mai mare, roșiață, mâncărimi ce dispar însă în următoarele 24 de ore. Când înțepăturile sunt multiple, umflătura este mult mai mare, iar victima va prezenta vărsături, puls rapid, tulburări respiratorii, tremurături, comă și chiar moarte, dacă nu se intervine imediat. Când înțepătura de albine sau viespe a fost produsă în fundul gurii, la locul respectiv va apare un edem masiv ce provoacă asfixie. Într-un astfel de caz, dacă nu se intervine de urgență, victima va muri. Remedii pentru alte înțepături. Înțepăturile de purici, comprese sau spălări locale cu decot de flori de arnică. 50 grame la 1 litru de apă, fierbere 10 minute, comprese cu apă rece. Și cam atât a fost pe ziua de azi, copii sau adulți. Și ne vedem în episodul următor. Și stați să vă zic că asta nu doar o stare de și este Roto Success! Să fiți convins, copii sau adulți, și să învățați acest lucru. Și dacă e să vă citesc vreodată, care sigur vă face, dacă doriți să învățați și dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, subscribe, share și comment. La revedere! La revedere! La revedere!